Următorul speaker este Dragoș Popescu, care și-a construit cariera de consultant și trainer pornind de la o solidă experiență directă în business. A ocupat mai întâi poziții manageriale de vârf, în particular în industria telecom. Susține în mod curent sesiuni de training pe teme de managementul afacerilor și de vânzări. Cursurile sale sunt puternic interactive și sunt întotdeauna însoțite de exemplificări practice și instrumente concrete, dezvoltate și sau dobândite de către Dragoș în experiența sa de business. O picătură sau poate chiar mai multe de umor transformă de fiecare dată cursurile lui în experiențe plăcute și memorabile. Dragoș este inițiatorul conceptului și autorul programului Business Drive, mini-MBA, bazat pe o simulare de business. Titlul intervenției lui este... Aplaudați la început! Acum e momentul! Cred că trebuie un pic mai încet... Nu? Se aude, da? Bine v-am găsit. Mi-a plăcut foarte mult cum ați aplaudat. Așa că am să vă rog să mai aplaudați puțin. Mulțumesc foarte mult. Ce efect credeți că vor avea aplauzele voastre asupra prezentării mele? S-ar putea să mă încurajeze și să trec peste emoții. S-ar putea să mă ambiționeze și să fac o prezentare bună. Sau s-ar putea să mă lase indiferent. Depinde ce fel de om sunt, nu? Nu știu ce fel de om sunt acum, însă cu siguranță am fost un copil precoce. Mi-am dat seama foarte repede că oamenii sunt diferiți. Când profesoara ne spunea la școală că utopia comunistă înseamnă ca oamenii să fie egali, m-am dus repede la tată și i-am spus: tată, eu nu știu cum pot să faci egali toți copacii dintr-o pădure, altfel decât dacă îi tai pe ea mai înalți. Și eu nu vreau să fiu tăiat, așa că mai bine fug din țară. Tata nu m-a lăsat să fug din țară, așa că am mai crescut un pic pe lângă casă, după care am făcut hepatită. Nu de durere că n-am putut să plec din țară, nu de inimă rea, ci de la dentist. Și e vreun dentist prin sală? Nu. Așa. Și am stat în spital. Mult. Și galben. Pe vremea nu era cine știe ce tratament pentru hepatită. Repaus, regim alimentar, până te dezgălbeneai și ți-e iau analizele bune ca să pleci acasă. E cam asta făceau colegii mei de salon, veneau, repaus, regim alimentar, analize bune, plecat acasă. Nu și eu. Stăteam galben ca o lămâie în patul ăla de spital, până într-o dimineață, când la vizita medicală, vine la mine un stagiar, îl văd și acum, era unul mic și negricios așa, și zice: bă, tu ești nesimțit? Cât timp mai ai de gând să mai zaci pe aici să tocești și așa fârle în spital? Pune mâna, ești tânăr, puternic, fă-te bine și pleacă acasă. Vă dați seama ce m-a pocnit. N-am dormit toată noaptea, m-am gândit la ce îmi spusese stagiarul și, mă crede sau nu, a doua zi nu mai eram deloc galben. Acasă nu mi-au dat drumul decât peste 2-3 zile pentru că nu le-a venit să creadă că analizele sunt bune și m-au pus să le repet. Aha, deci cam asta e treaba cu motivația, mi-am spus eu când am ajuns acasă. Au mai trecut câțiva ani și am ajuns șef peste o echipă. După care m-am prostit. Adică am uitat complet faptul că oamenii sunt diferiți. Consideram că vor reacționa la fel ca mine la aceeași stimul și m-am apucat să-i motivez. Știți cum? Păi aveam metoda verificată. Guess what? N-a prea funcționat. Într-adevăr, unii dintre ei au fost ambiționați de împunsăturile mele, numai că mulți dintre ei au fost complet demoralizați și și-au pierdut încrederea în sine. Fă invers, mi-a spus șeful meu atunci când m-am dus să-i cer ajutorul. Trage, nu împinge,
încurajează-i, nu-i critica. Atunci când te-am angajat, eu ți-am dat un cec în alb și ți-am spus, don't ask for permission, ask for forgiveness. Și te-am lăsat să-ți faci norma de greșeli ca să înveți din ele. Iar n-am dormit în noaptea următoare. A doua zi nu m-am îngălbenit la loc, dar mi-am dat seama de ceva foarte interesant și foarte important. Pentru că suntem diferiți, reacționăm în moduri diferite. Pe unii s-ar putea să-i încurajeze o apreciere, o vorbă bună adresată ca un cec în alb. Pe alții s-ar putea să-i ambiționeze și să-i motiveze să ridice la înălțimea așteptărilor. În fine, vor fi și unii pe care o să-i lase rece, dar cu siguranță nu o să facă rău nimănui. Nimeni nu o să fie tras înapoi. Și tocmai ăsta cred că e rolul unui lider, să tragă echipa înainte. Acum vreo 2 ani și ceva am început împreună cu prietenul meu Marius Ghenea un program foarte interesant, un mini-MBA pentru antreprenori și manageri. E un program un pic mai deosebit, intensiv de o săptămână, cu foarte multă practică. Practic se bazează pe o simulare de business și care acum în octombrie o să ajungă la ediția inaugurală cu numărul 10 și o să depășim 200 de alumni. E foarte multă competitivitate, atmosfera este foarte vie, foarte competitivă la sesiunile Business Drive. Însă am observat ceva interesant. Nu întotdeauna echipele câștigătoare sunt cele cu oamenii cei mai pricepuți. De multe ori sunt echipele ale căror lideri sunt în stare să-și capaciteze, să-și motiveze colegii pentru a-și atinge obiectivele. Așa că în încheiere v-aș face o recomandare. Dacă vreți rezultate de la oamenii voștri, dați-le un cec în alb. Aplaudați-i la început. Mulțumesc frumos!